Mii de vizitatori, concerte inedite și zeci de vinificatori care și-au prezentat cele mai bune produse. Cum a decurs cea de-a 23-a ediție a Zilei Vinului, care a avut loc în weekend, aflăm de la Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, care este prezent la noi în platou. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și mersi mult pentru invitație! Cum a fost acest weekend și care sunt noutățile de care am avut parte? A fost în corespondere cu noul nostru slogan, a fost uimitor de bun, deoarece avem un număr record. Număr record, am bătut toate recordurile la toate capitole, la vânzări, la vânzări de bilete, numărul turiștilor, inclusiv și la prognoza meteo, deoarece n-am avut parte de așa mult ploaie precum era așteptat. Puteți să ne dați și anumite cifre, de exemplu, câți vizitatori în total au fost în piață și nu doar? Da, la vizitatori acum este un pic mai dificil să spun, urmează în câteva zile să vă transmitem această informație, deoarece vizitatorii urmează să recepționăm date de la vamă, de la poliție, de la organizatori. Ceea ce putem să oferim date exact chiar acum este numărul degustații și carnete vândute, deoarece în premieră noi am implementat sistemul de carnet degustatorului digitalizat, așa, ceea ce ne permitea să vedem situația reală la oră, chiar și la minută. La moment avem peste 50 de mii de degustații în baza carnetului degustator. Peste 4 mii de carnete degustator, fiecare carnet degustator este câte 12 degustații permitea. Ceea ce noi avem posibilitatea să vedem că din 50 de mii, 18 mii de degustații au fost de vin alb, 14.000 de degustații vin roșu, 8.000 de degustații spumant și câte 5.000 vin roze și divin. Din aceste date pe care ni le-ați prezentat, cum arată tabloul celor care degustă vinul la noi? Ce preferință au? A fost o atmosferă internațională. Am ajuns din ceea ce n-am putut vedea și discuta, iar și fără cifre, nu putem spune, însă am ajuns la situație până în 2019, până la pandemie, deoarece a fost atmosferă internațională, am avut foarte mulți turiști. Turiștii auzeai limba la fiecare cort, de la limba română până la japoneză, chineză, erau din Danimarca, engleză, deci era o sărbătoare internațională și încă o dată confirmă faptul ceea ce noi am menționat până la eveniment, faptul că nu zădar 3 ani la rând ziua vinului obține distincția de magnet a regiunii, încă o dată confirmă. Mai mult ca atât, ieri am recepționat informații că cozile la ieșire din țară erau imense și în mare parte datorită vizitatorii ziua vinului care plecau să întorceau înapoi în România. Cum promovăm țara noastră și vinul pe care îl avem și care e o carte de vizită pentru noi pe arena internațională în afară de acest eveniment, ziua vinului, care a devenit emblematică? Da, săptămâna aceasta chiar, sâmbătă duminică, organizăm Festivalul Vinului la București. Iarăși este un eveniment foarte important pentru noi. Noi dorim să accentuăm contactul direct cu consumatorul. Vor participa 51 de crame, în jumătate cât acum. Este de asemenea parte artistică, într-un parc vestit din București. Deja am început de mult timp campania de comunicare. Noi vedem cu un potențial de organizare evenimentelor direct către consumator. Ulterior să avem și eveniment la Cluj. Mai mult ca atât, noi am avut deja organizat eveniment la Varșovia, în Amsterdam, însă o să încheiem anul cu 2 evenimente la Quebec și Tokyo. Deci noi dintr-un continent mișcă pe altul. Exact, da. Să trecem acum un pic la alt aspect. Dacă să ne referim, de exemplu, la exporturi, cum stă Republica Moldova la acest capitol, dacă și-a revenit complet după pandemie și după crizele prin care am trecut? Da, din punct de vedere la valoare, noi am depășit deja cifrele până la pandemie. În primele 7 luni ale anului acesta, noi avem creștere plus 17% în volum și plus 22% în valoare. În premieră, Statele Unite au devenit piața numărul 1 pentru importul vinurilor din Republica Moldova îmbuteliate, a depășit România, care este tradițional piața noastră. Aceasta inclusiv se datorează efortul câteva vinării care au reușit, au izbutit să obțină contracte excelente pe piața Statelor Unite. În ce măsură suntem noi competitivi cu ceilalți producători, de exemplu, nu știu, Portugalia sau care la fel au volum foarte mare? Da, noi avem avantaj. Avantajul nostru sunt sorile noastre autohtone, deoarece toată lumea cunoaște deja despre sorile internaționale, cum ar fi Cabernet, Merlot, Chardonnay, însă ceea ce noi prezentăm sunt în primul rând sorile noastre tradiționale autohtone, precum feteștele, fetească albă regală, rară neagră și sori de selecție nouă.
Noi uimim consumatorul prin acest vin care reprezintă teroarul nostru. Totodată noi comunicăm despre rezultatele noastre și un mesaj foarte forte este faptul că toată țara Republica Moldova trăiește cu sectorul vitivinicol. Nu este doar o industrie undeva acolo aparte, prin restul de sute industrii ca în alte țări vitivinic. În cazul nostru este o industrie strategică pentru Republica Moldova și unde te aduce Republica Moldova, tu te ciocnești cu turist care vine cu un potențial vinificator sau cu o vinărie în orice localitate Republica Moldova. Și, pe de altă parte, știm că agricultura, dar și vinificația a fost afectată de schimbările climatice. Dacă putem să facem față cererii internaționale, dar și locale. Da, ceea ce este important, toți înțelegem că schimbarea climaterică nu este ceva departe, deja este Republica Moldova, deja de câțiva ani, pe noi ne afectează grav, deoarece anul acesta recolta a scăzut cu 30% din cauza la secetă, din cauza la temperaturi înalte, lipsă posibilității de irigare. Totodată, anul acesta a fost un an excelent din punct de vedere, cum ziceam, de export a vinurilor. Vinificatorii noștri depun efort enorm ca să reziste aceste obstacole, aceste provocări care le întâmpină, însă prin sarcina noastră, Oficiul Național Vie și Vinul, este promovarea vinului de calitate. Noi organizăm foarte multe campanii de comunicare, promovare brandului de țară care este, organizarea evenimentelor pe hotare, deoarece noi exportăm 85% din vinul nostru. Practic tot vinul este exportat, iar și este unic exemplu din lume, țară vitivinicolă, și vedem deja rezultate, sunt rezultate clare la efort comun. Dar cumva scade calitatea sau se modifică calitatea vinurilor? Nu, mare parte nu se modifică, deoarece vinificatorii noștri găsesc soluții din punct de vedere a vinificației, soluționarea acestei probleme. Provocările sunt, capitolul apar mai mult din punct de vedere la lipsa de irigare, fiindcă poate să afecteze unele momente concentrația, randamentul propriu-zis care îl obține. Și din cauza aceasta nu zădar și avem cu 30% mai puțin recolte de struguri. Și o altă cerință, știu că atunci când se merge pe piața internațională, este și nivelul de ambalare, dacă corespunde standardelor impuse. Da, noi am fost onorați din cadrul Ziua Națională a Vinului de vizita Comisarului pe Agricultură și Dezvoltare Rurale, inclusiv împreună cu domnul viceprim-ministru, domnul Bolea, am discutat aceste aspecte. Într-adevăr, sectorul vitivinicol, el a fost printre primele care a fost armonizat la legislația Uniunii Europene. Noi exportul 10 ani în urmă am redirecționat exportul de pe țările CSI către țările Uniunii Europene. Deci 50% din vinurile noastre sunt exportate acolo și este practic unic domeniul, care, sector agricol, unde e așa mare pondere, ceea ce înseamnă că noi de mult ne-am făcut pe acasă. Noi suntem aproximativ la 80-90% armonizat legislația cu cea Uniunii Europene. Fiindcă iarăși, odată ce dorești să accesezi o piață, tu ești obligat să joci după reguli impuse, care sunt niște reguli foarte clare, cazul Uniunii Europene, și vinificatorii noștri de mult au reușit să se adapteze lor. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție și vă mai aștept și cu alte ocazii la Moldova. Mersi mult, cu plăcere.